Bun găsit tuturor la știri, sunt Onelia Pescaru, iată ce subiecte v-am pregătit pentru întâlnirea de astăzi cu știrile Mix TV. Angajații CFR din Brașov, Galați, dar și București au întrerupt astăzi activitatea, informații la știri. Un alt caz revoltător îi pune pe jar pe iubitorii animalelor, despre ce este vorba aflați în jurnal. Cea mai mare proiecție 3D va avea loc la Brașov, despre ce este vorba aflați în jurnal. Angajații CFR din Brașov, Galați, dar și din București au întrerupt astăzi activitatea. Reparatorii de locomotive sunt în continuare nemulțumiți de salarii, dar și de condițiile de muncă. Ei acuză conducerea CFR Călători și Ministerul Transporturilor că îi discriminează, în condițiile în care tuturor angajaților de pe calea ferată li se vor majora salariile cu 15% de la 1 septembrie, dar pentru cei din depouri nu s-a aprobat această creștere. Peste 1570 de oameni lucrează pe acest segment, dar ei nu sunt angajați ai CFR, ci ai Societății Comerciale de Reparații Locomotive. La Brașov sunt 350 de angajați în această structură. Cu toții au refuzat încă de marți de la ora 13 să își mai desfășoare activitatea. În contextul protestului spontan care a avut loc astăzi, 7 august 2019, la SCRL Brașov-SA, pentru o informare corectă a opiniei publice, CFR Călători-SA face următoarele precizări. Societatea Comercială de Reparații Locomotive este filiala CFR Călători-SA, fiind la ora actuală în procedură de insolvență, care intră sub incidența legii numărul 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. Pentru CFR Călători-SA, SCRL Brașov-SA este un furnizor de servicii care, pe bază contractuală, asigură și realizează mentenanța curentă, reparații planificate și accidentale ale materialului rulant motor al CFR Călători. Negocierea contractului colectiv de muncă CCM al SCRL Brașov-SA este atributul exclusiv al conducerii acestei societăți, fiind de fapt singurul factor decident care împreună cu organizațiile sindicale pot încheia un nou CCM. Un alt caz revoltător îi pune pe jar pe iubitorii animalelor. De data aceasta, un pui de râs a fost torturat până la moarte. Mai mulți tineri au supus animalul la chinuri groaznice. Mândri de isprava lor au postat imaginile pe rețele de socializare. Totul s-ar fi întâmplat în zona Brașov-Rupe, acolo unde, cu puțin timp în urmă, un ursuleț a fost chinuit tot de mai mulți bărbați. Vă avertizăm, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Puiul de râs a fost pentru început legat de gât cu un lanț și târât prin curte. Pentru că s-a încăpățânat să trăiască, puiul de râs a fost ridicat în lanț și apoi a fost răpuns cu o țeapă în zona intercostală. Oamenii legii s-au sesizat din oficiu marți, după ce cu o zi înainte pe o rețea de socializare au fost postate mai multe fotografii în care apărea puiul din specia râs cu răni accentuate. În urma cercetorilor au fost identificați doi bărbați în vârstă de 17 și 32 de ani. În cauză s-a întocmit un dosar penal. Cercetările sunt continuate pentru lămurirea tuturor împrejurărilor și în vederea stabilirii răspunderii judiciare. Pompierii brașoveni au fost solicitați să intervină marți seara pe bulevardul Gării din Brașov pentru deblocarea unei uși. Autoritățile aveau informații că o femeie cu probleme grave medicale nu răspunde la telefon și nu a mai fost văzută de câteva zile. Astfel, salvatorii brașoveni au reușit să intre în apartamentul situat la etajul 4 și au găsit femeia în comă. O ambulanță dotată cu terapie intensivă mobilă a preluat-o și a transportat-o la Spitalul Județean de Urgență din Brașov. Măsuri drastice ale primăriei Brașov, clădirile în paragină și terenurile neîngrijite impozitate cu 500%. Din această săptămână, comisia formată din mai mulți specialiști și-a început activitatea, iar până la ședința din această lună a Consiliului Local vor propune o listă cu cel puțin 10 imobile care să fie supraimpozitate. Pentru început sunt evaluate clădirile din centrul istoric, Livada Poștei și Poiana Brașov. Potrivit primarului, încă de anul trecut au fost emise sute de înștiințări către proprietari pentru a le pune în vedere că trebuie să-și îngrijească imobilele. În ședința de plen a Consiliului Local Brașov de la sfârșitul acestei luni ar putea fi aprobate primele 10 clădiri pentru care, în baza rapoartelor comisiei, proprietarii vor plăti impozite majorate cu procente cuprinse între 100% și 500%, începând cu data de 1 ianuarie 2020. Acesta ar urma să fie un prim pas. Sper ca în fiecare lună să venim cu loturi de 10, 15, 20 de clădiri, în funcție de activitatea acestei comisii. Indiferent cine este proprietarul, această majorare a impozitului va fi aplicată. Activitatea vizează și mai multe societăți comerciale aflate în subordinea Consiliului Local Brașov, care administrează proprietățile locative sau spațiile comerciale ale municipalității. Măsura a fost solicitată de Curtea de Conturi.
Camera de Comerț și Industrie Brașov și-a anunțat lansarea programului intitulat Investiții în procesarea sau marketingul produselor din sectorul pomicol. Scopul este de a sprijini întreprinderile care realizează investiții corporale și necorporale în domeniul prelucrării și comercializării fructelor și marketingul produselor din acestea. Beneficiari pot fi firmele individuale și cele de familie, persoanele fizice autorizate și persoanele juridice. Programul de procesare și promovare a produselor din pomicultură este în consultare publică. Probabil în luna august o să aflăm exact data lansării și bugetul alocat acestui program. Ca și beneficiar eligibil pot aplica atât firmele existente care activează în acest domeniu, dar și firmele nou înființate pot depune idei de proiecte. Ca și finanțare, acești bani pot fi utilizați pentru construcția, modernizarea sau extinderea spațiilor de procesare a acestor produse pomicole, dar inclusiv partea de comerț, de realizare de mici magazine la poarta fabricii pot fi idei de proiect. Banii sunt rambursabili în pondere de 50%, iar pentru întreprinderi mari, care și aceștia sunt eligibili, doar de în pondere de 40%. Valoarea finanțării minime începe de la 600.000 de euro pentru micro-întreprinderi, iar întreprinderile mari pot beneficia inclusiv de finanțări de peste 1 milion de euro, adică undeva pe la 1,5 milioane de euro. Până la sfârșitul lunii august, autoritatea de management va preciza data deschiderii sesiunii de depunere a proiectelor. Un cluster din România oferă servicii de internaționalizare dedicate IMM-urilor în domeniul energiilor regenerabile și tehnologii de mediu. Acesta face parte dintr-un consorțiu care cuprinde aproximativ 450 de membri, inclusiv companii mari și IMM-uri, instituții de cercetare, universități și autorități locale. Cursul are o durată de 6 luni și costă 1450 de lei. Suntem într-un consorțiu larg cu parteneri din Europa, cu care am câștigat un proiect Cosmener Forai, care vizează internaționalizarea și promovarea firmelor din țările vizate, dar din Polonia, Ungaria, Serbia, respectiv Germania, pe piețele asiatice, respectiv din Orientul Mijlociu. Și avem misiuni economice la Abu Dhabi, la Kuala Lumpur, respectiv la Singapore. De săptămâna trecută a fost și ministrul IMM-urilor, domnul Oprea, la noi, la incubatorul de afaceri, unde a vorbit despre acest program. Ne acordă tot sprijinul prin atașații economici din țările respective. Deci vom lua legătură cu acele firme care vor participa la aceste evenimente economice din țările asiatice, respectiv din țările Orientului Mijlociu. Și atunci, bineînțeles, cei care dorește să participe la această misiune economică, atunci vom găsi partenerii pentru parteneriate economice. Orele de pregătire vor fi la sediul Camerei de Comerț și Industrie, de 3 ori pe săptămână, câte 4 ore pe zi. În total, cursul are 720 de ore. Camera de Comerț și Industrie din Brașov organizează un curs de administrator condomenii pentru administratorii de imobile. Acesta este obligatoriu potrivit legii. Persoanele care se vor înscrie vor primi certificate de calificare profesională. Cursul are o durată de 6 luni și costă 1450 de lei. Profesia de administrator condominii presupune, conform legii 196 din 2018, ca cei care lucrează în acest domeniu să aibă și un curs de calificare, respectiv administrator condominii. Camera de Comerț este prima organizație din România care este acreditată să organizeze un asemenea curs și în luna septembrie vom debara cu încă câteva grupe. Este un curs foarte solicitat pentru că în Brașov nu mai există peste 500 de asociații care, sigur, persoanele de acolo trebuie să fie toate acreditate la rândul lor. Sperăm că interesul acestora pentru curs se va dovedi unul destul de ridicat, astfel încât în perioada următoare, respectiv până la 1 ianuarie 2021, toate persoanele interesate să poată urma acest curs. Orele de pregătire vor fi la sediul Camerei de Comerț și Industrie, de 3 ori pe săptămână, câte 4 ore pe zi. În total, cursul are 720 de ore.
Cea de-a cincea ediție a Festivalului Vizual Amural va avea loc în orașul nostru în perioada 29 august-1 septembrie. Amural va aduce la Brașov peste 100 de artiști din țară și din străinătate. În cadrul evenimentului vor avea loc proiecții video, concerte și expoziții, dar avem și alte surprize. În această ediție, organizatorii au pregătit cea mai mare proiecție 3D din istoria Brașovului. Un brașovean va realiza proiecția pe fațada Colegiului Național Andrei Șaguna. La știrile Mixtă V este acum vremea pentru vreme. În următoarele 24 de ore, la Brașov, vremea va fi caldă. Minimele nopții nu vor coborî sub pragul de 15 grade Celsius, cerul se va menține senin pe tot parcursul nopții, iar vântul va sufla slab. Maxima termică a zilei de mâine va ajunge până la 29 de grade, cerul fiind senin pe tot parcursul zilei. Nu sunt anunțate fenomene deosebite. Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante informații locale de astăzi la Mix TV. Rămâneți în continuare alături de programele noastre. Sunt Onelia Pescaru, pe curând, toate cele bune!